Având în vedere faptul că Partidul Liberal Democrat din Moldova, în acțiunile sale, a fost consecvent și raportat direct la angajamentele asumate în fața cetățenilor, având în vedere și inițiativa lansată de partid în vederea modificării Constituției, prin care urmează să acordăm dreptul cetățenilor să-și aleagă președintele țării prin vot direct, noi venim cu următoarele propuneri pentru modificarea Constituției și anume organizarea unui referendum constituțional pentru modificarea articolului 78 din Constituție, în urma căruia președintele Republicii Moldova urmează să fie ales prin vot direct de către cetățenii țării. Ulterior, în toamna anului 2010, organizarea alegerilor anticipate parlamentare care urmează să fie petrecute concomitent cu alegerile prezidențiale. În așa fel, în urma acestor alegeri urmează să punem punct pe criza constituțională care, după cum vedem, s-a transformat într-o criză politică. Ori acum vreau să vă spun și în calitate de prim-ministru. Republica Moldova nu poate și nu are cum să-și atingă obiectivele atât timp cât avem incertitudine politică. Avem nevoie de un parlament funcțional, avem nevoie de un guvern care să aibă acoperirea deplină din partea parlamentului și un președinte cu toate atribuțiile funcționale legale în regulă. Fac apel către toate partidele politice parlamentare să înceapă imediat. Partidul Liberal Democrat din Moldova este deschis și pregătit pentru această acțiune, să înceapă neîntârziat discuții, negocieri pentru a depăși această situație de incertitudine care este în Republica Moldova. Să lase la o parte interesele de partid, să lase la o parte interesele înguste de grup și să ofere o soluție care vizează interesul larg național al Republicii Moldova. Atribuțiile funcționale pe care le are la ora actuală președintele Republicii Moldova, care reies din norma constituțională, în cazul în care președintele țării va fi ales prin vot direct, având și mandatul direct al cetățeanului, vor fi suficiente pentru a fi un actor important în activitatea țării.